Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod din seria de WWE. Seria la care văd că un episod prinde, unul nu. Unul prinde, unul nu. Ce v-am spune că nu o să prinde nici ăsta și o să fie două care nu prind. Astăzi o să formăm o nouă echipă. O să vedeți acum și o să avem și un debut. Nou. O să încerc să fac cam cât un debut la fiecare episod. Am în acest moment 1, 2 wrestleri la care lucrez. O să-i vedeți în episoadele următoare. Întâi o să avem un anunț în care Draco vrea să-și formeze echipă cu Galu, să-l ajute în rivalitatea colo. Dă-i microfonul ăsta că e nervos. Ia să vedem, trebuie să aleg replicile. I have a million dollar idea. Ok, merge asta. A great superstar come to this rising with a million dollar idea. No, a billion dollar idea. An idea that would spawn no end of t-shirt, pants, hats, cups, towers and more to inspire people. An idea și nu mai pot să citesc. Să facem promo și... Ia să vedem. Here comes the money, 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 money. Ideea este că vrea Draco să-și facă o echipă alături de Galu. We thought we might hear from him tonight. By the looks of it, he is. Ei, altceva ce ce mă chem tu pe aici, bine, bine. Și acum vezi că în loc de formarea unei echipe începe rivalitate între ăștia doi. Bă, cât acuru i-am făcut ăsta. Ia-ți de-n ce zice Galu. Reverse, how it going tonight? I'm excited also here in the great city. I'm even more psyched. N-am prima când văd cuvântul ăsta. To hear this clown in the ring has after having the nerve to call me. Ok, nervos ăsta. Could be a formidable team in the making. Well, I want to check that ego. Calm down and calm up, fucker boy. I ain't out here of twits fits and ain't you there to tangle with the roomster. I'm here to partner up, cowboy. Me, you, teaming up. Iarăși urlă ăștia în public PSD. My grandmother told me never look at gift. Ai, uite, carul de dar nu se caută la dinți, varianta în engleză. Never look a gift horse in the mouth. Nu știam că varianta asta e și la străini. Ok, că am prins aici. Acum urlă Imogen, trebuie să-l creăm și pe Imogen. Băieți, scrieți-mi pe chat ce înălțime pe chat. Da, pe chatul de pe premieră sau aici de sub, ce înălțime are Imogen. Că aș putea să-l crezi. Last word, bro. The last word, let's... We're new, but we're better than... Aș vrea să-i dau brawl, dar nu-i dau brawl. Încercai să colabore, să ai ultimul cuvânt. O vrea asta să-și facă echipă? Bă, cred că de câștigat am câștigat promo, erau idee să-l iau la bătaie, să-l păcălesc. Măcar de aveau niște voci ăștia. Ba, zici că e vorba să se combine ăștia. Deci au luat promo-ul. Practic sunt echipe ăștia? S-au combinat sau ce naiba? O dăm engagement, se pare. Look at tonight's card. We really do have all hands on deck for this one. Ok, nu știu dacă s-au format ăștia. Ia stați un pic să văd.
Mi-arată acum tech team-uri noi? Hai să intru înapoi Universe Mode să văd. Dar cred că ar trebui să fie ăștia cu echipere acum, nu? Că am câștigat promo-ul. Nu pot să intru să văd chestiile aia. Băga mea și picioarele. Și nu pot să văd detaliile. Cred că a câștigat Former Tag Team. O fi acceptat. În fine, meciul ăsta se dau simulate că n-am chef. Care a bătut? Țapi, prima sa victorie. I hate pink-ul, Rafael, dăm așa. A, uite, a bătut I hate pink-ul. Surprinzător. Să jucăm meciul ăsta de real red cu Andrei Cosmin? Ar fi un meci bun. Hai să-l jucăm. Nu știu cu cine să joc. Aș putea să joc cu ăsta care mai nevrem mai fan sau cu ăsta care overall mai mic și... Hai să jucăm cu Redu care overall-ul mai mic. Are 84. Andrei Cosmin are 87. Bun, hai să înceapă meciul. Să vă arăt intrările, hai să... Da, cred că le știți intrările. Le dau skip. O să vă arăt alte intrări. Bun, hai să băgăm The Real Red vs. Andrei Cosmin. Care? Pe care să fie aici? Da, am început bine meciul. O, și fiți antenă. Ați văzut în legătură cu meciul de... Cred că e data trecută. L-am postat, nu? Păi, postat meciul? Nu știu, cred că l-am postat. Nu știu ce am postat ultima dată. Da, sigur ați văzut episodul. Gen, a fost un meci la echipe Galu cu Draco împotriva Daryl Ray și Alpaca și, după cum se poate observa, Alpaca are pieptul roșu aici. Pentru că a fost bătut grav în acel meci și are și un reversal în minus. Deci are practic un fel de accidentare. E, dacă aș putea câștiga meciul. O, direct atacă la piept ăsta. Da, ideea e că și-a luat o grămadă de five-uri, salturi, submission-uri. A fost un meci infernal ăla. A ținut mult, dar a fost spectaculos. 5 stele din 5 stele. Hai da. Opa. Suplex. Hai bă, vreau să-l ridic și nu merg să-l ridic. Irish Whip. Frumos, frumos. Mam. Hai uite cum se cheamă ăla în care se învârte. Manevra aia de a făcut-o. Ha, ce-mi scapă denumirea. Irish Whip. Am uitat cum se zice. Las că avem acum un X Factor. Da, n-a fost X Factor, a fost head. Nu știu, jumping hell, headbutt. Habar nu știu. Hai cu un salt. Ok, deci am sărit, dar nu și-a luat ăsta damage. Da, ăsta a fost un botch, practic. Și acum s-a ferit. Au, cum a fost asta? Ceva genul făcea Rolf din Edge, din EDC, dacă mă știți. M-a apucat nebunia la ora asta. Bun, Irish Whip. Pac. Ce încerci mă să faci? Ce încerci mă să faci aici? Că dă reversal iarăși. Micino cu driver. Și atacă și la spate ca să iau damage mai mult. A, m-am vrut să-i dau semnătura și n-am putut să-i dea semnătura.
în care am întors-o pe lui. He's not looking so hot right now. He's really going to need to find a way to get back in this thing. Don't write him off just yet, guys. From what I see, he's pretty evenly matched at this point. Și tot n-am reversal. Hai să iese ce împin. Ce-am ieșit? Da, aici a joc rolul băiatului accidentat. Hai să-i îl prind în twist of fate. Hai cu un pin așa. Unu. Atât. Ne, degeaba. O să fie un king damage pentru redul nostru. Da? Poate o să iasă frumos. Cine știe. Hai, câța sus și mi-a întors. Irish Whip. Ce faci, mă? Opa! X-Factor! Sau Faceplant. Bun. Și cu pin. Un pin la mișto. Nee. Dar l-am pus așa să fie. A, își face semnătura acum. Ma, asta ar fi un fel de brain buster sau ce trebuie să fie? Chiar că o să ies acum. Hai, trebuie să mă feresc de cup de grau lui. The Grace, cup de grau, parcă-i zicea. Double foot stomp, mai bine. E, m-am ferit. Noi am dat semnătura, dar măcar m-am ferit. Hai, mă, nu mi se mai încarcă repede reversal-ul. Oricum, când dau reversal-ul, deja o să am două finisher-uri. Ce am ieșit, bun. Ies mai greu din pinuri cu ăsta accidentat. Just go for the finisher already. I don't understand the delay. The object is to win the match, isn't it? Come on, let's go. This may very well be it. Real close, too close for cover. Acum mai fac niște momentum, că ies din pinurile astea. Ok, bun. Gata, am făcut două reversal-uri, pot să mă bag acum. Să revin în match. Ce asta, submission? Nu, no. Atacă direct așa. Ba, ce frumos a fost aici, dar totul doare pe ăsta spatele. Hai să încercăm cu... A, ce m-a prins! Au. Ia, cred că o să-mi dea acum semnătura. Iar îmi dă semnătura. Boom. Ok, trebuie să întoarcem finisherul neapărat. N-a fost finisherul ăsta. Dar dacă el ratează un salt. Ia stai jos că-ți dau eu acum un salt. Hai, hai să dăm și noi acum finisher. Vrea să dea cup de grau lui Finn Balor. Hai să dăm noi acum suent în bambu. Și boom. Hai mă, n-apare reloarea. Hai că s-a văzut la reloarea dacă e. Bun. Hai să facem un pin. Ce a ieșit? S-aude acum? Bun. Asta e microfonul. Oh, no, nu restarta. Să-l fac să stea jos. I-am spart și capul. Și mai dau un finisher. Hai să mai dăm un Swanton Bomb. Poate data asta o să fie cu victorie. Și ai și pinul că n-are resiliency. A ieșit. Se și ceartă cu arbitrul. Ce faci, bă? Arbitru futut.
Dar nu mai am energie. Îți fac un taunt. Bun, ia, hai. Sus, pui de urs. Twist of Fate. Poate scot acum Resilience-ul. 2. Ne-am scos Resilience-ul, e bine. Ok, cred că asta o să fie victoria. Ne-am scos Resilience-ul. Nu mai are Reversal. Are, puteți să rim pe el. Ai, pinu, că nu mai poate. Gata. Am câștigat match-ul ăsta foarte chiune, și cu reversal în minus și cu damage deja avut de la ultima sa confruntare, adevărat că la căsăpinițe la Dracuș. Opa, aveți ceva animație, se pare. Bun, ce doi se respectă. Îi strâng aici mâinile. Kids book in your career, Corey. Great sportsmanship. I would have hit him in the mouth. Aolo, cât de tras, frate, ești cu geaca asta pe el. Nu știu, cred că următorul meci o să fie debutul. Așa că hai să băgăm aici una, o frumusețe de debut. Vedeți ce wrestler am creat. Exact, Slenderman. Jucăm cu Slenderman aici. Personaj din Mimure din 2013-14, undeva pe acolo. Jocuri câte vrei, filme, s-a făcut un film și acum un an sau doi. Bine, ce am țeles e căcăcios filmul. Dar mai contează, important e că s-a făcut un film cu Slenderman. Eu nu m-am uitat la film. Cine s-a uitat la film cu Slender, să-mi lase comentariu. Bun, intră Zaya Fedem Skip. Și acum să intre Slenderman. După cine n-am putut să-l creăm decât după cel mai înfricoșător wrestler din istorie. Mai precis, Undertaker din 98 sau 97 pe acolo. Hai, nu intră o dată Slenderul. Ia uitați-l. N-am putut să-i fac tentacule, sper că apucă să-și facă animația. L-am făcut alb la piele, dar am pus și... Hai mă, serios mă, mi-a stricat ăsta intrarea. Mi-a stricat intrarea și l-am pus să facă ceva de genul așa când intră în ring. Deci nu poate om să-și facă o intrare că vine Zaefe după el. Ce faci mă? Boom, big boot! După cum vedeți, este imens. Deci e imens omul ăsta, adică na. N-am putut să-i fac minele până în podea. Omul nostru este face sau este undeva pe la mijloc. Așa. Deci el are pielea albă, dar are și masca aia. N-am ce să-i fac. N-am putut să-l fac fără față. Dar măcar am putut să-i pun ciorapul ăsta pe cap. N-am nici multe reversuri, am dat 3 reversaluri. N-am resiliency. N-am viteză, dar în schimb am mult power pe ăsta. Am foarte mult power și rezistență. Dar viteză și din astea mai greu. 90 overall, eu zic că e ok. Așa, ăsta e omul meu. Da, trebuia să-l pun cămașă albă și cravată, dar n-a mers. Pentru că nu poți să-i pun orice haină dacă are mască, dacă... Da. Public, NXT, NXT. Hai să vedem cât damage dăm cu o manevră. Deja mi-a întors. That's what he wants to avoid here. Bun, i-am întors. Uite ce forță are Slender al nostru. Boom! Am dat ceva de beci. Ia ridică-te. Uite, știu cât tip Zaefet are vreo 90 ceva. Dacă l-am făcut pe Slender de 7 fit și ceva, adică cam un fel de The Great Kali în înălțime. Nu putem să ne suim pe colțul ringului pentru că nu putem, că e prea mare. N-are cele mai wow manevre, pentru că, de fapt, sunt ok manevrele, că sunt manevre de Undertaker, dar se mișcă foarte greu. Lasă că și Hori... Opa, a pus un pic contra Horica, dar degeaba.
say that some people from the Superstars camp think it could have been just a little more favorable. You can't please everybody, Saxton. Mai rău de să-l fac pe The Boogeyman, dar n-am The Boogeyman. Ei, acum s-a dat o chestie, mai rău de să-l fac și după Sting, nu doar după Undertaker. Dar... nu știu. Trebuia ceva mai scary și ăsta era cel mai scary. Plus că Undertaker e mai înfricoșitor ca Sting, este și mai înalt și aveam nevoie de ceva wrestler foarte înalt. Și intrarea cred că era mult mai bună așa. La ăla, la Sting e mișto cum are chestia aia cu cioarea care se aude și acea pădure pe acolo. Dar... poate o să găsim alt ăsta din creepypasta să-l facem după Sting. Hai că-l plimb din colț în colț a ringului. Uu, ce mi-a întors. Ia, ce-mi face? Bum, mă pune jos. Da, deja aproape că mi s-au dus două de-astea de energie. Ia, opa, dă comeback-ul pe mine, Zaya Fetu. Bum, spinebuster. Ce faci, bă? Hai că am reușit să mă ridic. E pe aceea cu Slender? Ne treci în colț. Auci, ce mi-a întors. No, no, nu merge așa. BOOM! Face și un taunt. Ia, mă prinde el pe mine, ce face? Mă aruncă? M-a aruncat. M-am și stupit să văd cum ne-a aruncat peste colț aici. Peste corț, pardon. Ia, a ținut și ăsta contra, ați văzut? Oh, nu mai am reversal. Corică, se pare că... s-a dezlănțuit. Ok, am prins și un pumn. Mă, să mor tu că intră prin coarda a doua și nu prin coarda a treia. Ce faci, mă? Ia vină cu a... Mi-a întors finisherul. Pardon, semnătura. Dă-i în gâtul așa în fața lui. Faci tu taunt aici? A, câtă forță are de mă aruncă. Mă, dar câtă forță are de la aruncă pe Slender. Mă, pregătește spirul. Mă, îl întorc? L-am întors. Hai, ridică-l. Ce faci, bă, acum? Ia, vină cu... mi-a întors. Mi-a întors semnătura. Și... iar mă aruncă. O dăm pe manevre de forță. Te repun din gură. E, dacă e să-mi spargă capul, oricum nu se vede. Prin mască. Iar vrea să-mi dea sulița. E, dacă îmi dă sulița, măcar poate apuc să fac cu o chestie. Ia, mă întors iarăși. Ia ridică-te, ia ridică-te că... deja m-ai plictisit. Ia vină încoace. Hai să arăt ce semnătură am. Încă un motiv pentru care l-am făcut pe Undertaker. Nu orice gigant face asemenea manevre. Au. Hai, treci în ring. Boom. Ia,
Bă, dar ce-mi plăcea Slenderman când era mai mic. Hai să încerc să-i spar capul. The human body can only absorb so much of that. Tremendous damage to the neck. Se termină cu tine acum. Hai. Charge finisher. Looking for the win. A? Ce manevră ar fi mai potrivită pentru un colos decât un Tombstone Pal Driver? Mai avem o manevră. Poate apucăm să o dăm. Și evident a dat cu resiliency. Slender nici nu-i vine să creadă așa ceva. Cum să dea cu resiliency? Hai să mai dau un old school. Ba? Ba, dar îți dai seama. Dai 7 feet, 2 metri jumate sau cât dracu i-am pus. Și să ai, să te miști așa. Hai, încă o manevră pentru un asemenea colos. Chokeslam! Hai mă, se vede reloarea. Acum! Chokeslam! L-am decimat. Păcat că nu am apucat să-i dau cu... cum se cheamă? Cu abilitatea pe care o am. Dar poate o să apuc să o dau. Că văd că e și la 2. Nu degeaba am dat 90 overall și lui Zayfet. Nu degeaba l-am făcut pe Bill Goldberg. Mamă, cât domin aici. He's inflicting some serious pain here. He has a huge elbow drop. Mai atacăm nițe la piept aici. Vedem cum îl putem ridica. Bun. Ce ieși din ring. Hai să face manevră prin fuga. Și m-a prins el. Au. Opa, sper că îmi pregătești o manevră, omul nostru. Too fast, fuck. Apuc să o dau oare? N-am apucat să dau manevră, fuck. Futu-ți, bă, l-a bătut pe Slender, Ben Zayfet. Bă, și aveam o abilitate pe care voiam să o dau. Let's look back on the action from the last match. Na, vedeți că pot să pierd și meciurile. Deci eu am vrut să încarc aia roșie. Că n-aveam resiliency, aveam altceva. Și chiar era mișto pentru un asemenea wrestler. Aia e, în alte meciuri atunci. Bine, mi s-a urcat la cap că-s bun, dar aia e. N-a fost chiar așa. Măcar am dat și un chokeslam și un tombstone. A fost ok. Și-a bătut Zayfet. Mă atacă? Nu cred că mă atacă. Se bucură Horik acum. I-a crescut egoismul, dacă știu, respectful, perseverant, bold. Eu ce am? În plus pe Slender. Prideful și bold. Ok. Se pare că începe rivalitate între aceștia doi. Next match. Da. Mai pierdem și match-uri de ori. Ce mai întâmplă? Și a fost egal la egal meciul, că aveau amândoi 90 overall. Bun, și acum fiind pentru că scenariul meu ar trebui să formeze echipa, avem din nou Dracu vs. Colo, dar cu manager. Avem un manager. Egalul. E drept, este bine ca manager, mai ales la ce poze am pus. De mâine zici că e italian. Ah, Mario! Ma che cazzo! It's me, Malario! Aoleu! Sunt faine mimbrurile cu italienii care țin mereu mâinile așa când vorbesc. De la cum gesticulează. Da? Intră amândoi, dar nu le-am făcut o intrare wow.
Trebuie să le schimbi intrarea și vine, și vine deja acolo să atace. Hai că mă atacă. Aolea. Nici nu le-am făcut o intrare, wow. Ca idee, pentru cine nu știe cum funcționează un manager, stă pe lângă ring cu noi și ne face galerie și dacă e să se bage să oprească un pin, se bagă. Dacă nu se bagă, nu se bagă. Bun, să înceapă meciul, începem acum cu un avantaj. Ia să mi dăm bătaie lui Colo iarăși. Direct pe piept așa. Pe cinstea mea. Face acum un taunt. Și ia uite ce-a întors Colosul. Ok, a început acum ăsta cu un buff. Eu nu mai pot să-l atac, nu mai pot să dau reversal. Momentul meu e în stânga. Ok, gata, mi-a trecut dezavantajul ăla. Destul de echilibrat meciul momentan. În schimb, nu are manager ăsta. Colo. Așa să mai fac meciuri, gen. Nu, ce m-a prins? Aș putea să mai fac meciuri, gen Colo sau Draco versus Slender. Că, na, cu Slender o să-i pun pe aia mari să se bată. Nu dă-știa gen galui de 1,65 m. Hai, bă, vin cu ăla. It just goes along with the territory and he knows that. Wow. I doubt he's all that concerned. Direct la ficace de ăsta. Bun, i-am întors și noi. Și îl aruncăm frumos așa. Frumos în spate. Hai, ridică-l pe fraier. Stai jos. Publicul e destul de gălăgios, ce-i drept. Hai să încercăm și cu un pin. 1, este la 1 deja. Ba, s-a enervat aici Colosul. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ce faci, mă? A pălit arbitrul. Au. Deja mă atacă. Dacă era arbitru la pământ, puteam să iau un scaun să-l atac pe ăsta. Aia, bă, tot el mă prinde. A vrut să dau semnătura și m-a prins în manevră. Începe să recupereze teren omul ăsta. Dacă nu știți cine este Dracu, căutați-l. E un timp fain care urăște puștii cordiți de pe YouTube. Gen aia care vin cu 10 conturi să dea dislike. Bine escape, bun, bine escape, auzi la bine. Ba, mă, degeaba am făcut asta. Spine Buster și-am ieșit. Mai am nici reversal, gata, mi s-a încărcat acum reversalul. A, am dat cu submission probabil. Hai să fim pe fază aici. A fost să cedezi. A fost să cedezi. M-a făcut să cedezi două înfrângeri în seara asta. Sau ziua când vezi tu clipul. Două înfrângeri. I-am format omului echipă și ne-a făcut să ce... Am avut reziliency! Am avut reziliency! Dar am dat reziliency! De ce n-am dat reziliency? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Ovidule, de ce ești de fraier? De ce ai dat cu reziliency? De ce dai cu reziliency? De ce nu dai cu reziliency? Ai de capul! Am crezut că scap din aia! Am crezut greșit, se pare. A
Ce-a luat ăsta revanș acum? You know, nothing made me happier than when I'd lock in Lucky 13 and make my opponents tap out. As hard as it will be not to think about that amazing match we just saw, we must move on here, guys. Da. Ăsta a fost și show. Am avut meciuri dacă e. Mâine de bun nou, trebuie să creez un wrestler în seara asta, mâine îl veți vedea în debut. Vă mulțumesc celor care v-ați uitat la cum a câștigat acolo printr-un submission. Cum a pierdut Slenderman, pe care am câștigat meciul ăsta cu Daryl Red, care a fost un meci chinuit și am câștigat și un... și un de-asta cu microfoanele. Ok, o să facem... Mâine poate începem și niște meciuri de calificări pentru o centură. S-a format o echipă, o să începem meciuri pentru la echipe și după trebuie să luăm și campionul $1,000,000. Nu? Pentru că avem nevoie de campion aici, oameni care se reprezinte compania. Hai, bine, vă mulțumesc tuturor celor care v-ați uitat și ne vom vedea mâine, tot pe la ora asta probabil. Hai, ciao les și vă mulțumesc tuturor de susținere pentru această serie. Dați cât un share pentru fanii youtuberilor care apar în episoade sau fanii wrestlingului, poate o să le placă. Trebuie să promovăm așa ceva în România.